Reprezentanții ai partidelor și ONG-urilor pentru romi, ai administrației centrale și locale, precum și parlamentari giurgiuveni, s-au întâlnit astăzi și au discutat despre principalele probleme ale romilor. Acțiunea se înscrie într-un program care presupune vizite în toate județele țării. Încercăm să mergem în comunitățile care există un număr relevant de etnici romi, pentru a așeza, dacă vreți, politicile guvernamentale pe realități sociale din teren. În general, proiectele virtuale și ceea ce își imaginează birocrații în București sau în Bruxelles nu prea au legătură cu comunitățile de rom. De ce? Pentru că asta e. Una e când stai într-un birou, alta e când vorbești cu oameni și înțelegi de la ei care este problema și cum ar trebui rezolvat această problemă. Asta este motivul pentru care mergem în teren, discutăm cu oamenii, după care ne așezăm la masă de acest tip și discutăm cu autorități locale și alte instituții această problematică. Dintre parlamentarii giurgiuveni, la întâlnirea de astăzi au fost prezenți deputații Florian Nicolae și Liliana Ciobanu. Aceștia au transmis mesajele lor participanților. Eu am un singur mesaj pentru etnia romă din municipiul și județul Giurgiu. Să fie uniți, să stea uniți, indiferent de opțiunile politice, dar să fie uniți și să-și reprezinte singuri interesele, pentru că sunt foarte multe personalități politice marcante din municipiul și județul Giurgiu, care îi doresc ca masă de manevră. Deci eu mă alătur inițiativelor comunității rome pentru a fi uniți și a-și reprezenta singuri interesele politice și administrative. Faptul că noi ne-am întâlnit astăzi aici și discutăm despre dificultățile din comunitatea romă înseamnă că ne pasă, că vrem să ne implicăm și că suntem alături de această comunitate. Întâlnirea de astăzi a fost organizată la inițiativa filialei Giurgiu a Partidei Romilor cu sprijinul prefecturii. Prefectul Nina Carmen Crișu și subprefectul Laurențiu Ținte au participat de altfel la discuțiile purtate cu această ocazie.